Totuși, vreau să spun că nu e un subiect, e un subiect care, într-adevăr, mă intrigă un pic. De ce? Pentru că capitolul ăsta al bunăstării, dacă ai bani, ai mai Da. puțin stres, ai casa care o vrei, mașina care o vrei, vacanța unde vrei, unde îți place, ai confortul, bunăstarea înseamnă tot e relaționat cu bani, cu a Da. avea bani. Iar eu am avut multă apreciere pentru cuvintele lui Isus și pentru mesajul lui. Însă, dacă stau să mă gândesc la tot ceea ce a spus Isus, relaționat cu tema asta, eu am rămas cu impresia asta că Isus este foarte de stânga și împotriva bogăției. E împotriva banilor, a bogaților, a bogățiilor. Și uite, îți dau câteva exemple. După aceea te las să spui. Să nu spui că nu e așa. În primul rând, exemplu cu văduva. Vine văduva la templu, aruncă doi bănuți acolo și Iisus, în loc să spună, uite ce gest fără minte a făcut această femeie, o laudă. Și spune această femeie, în fine, nu spune ceva critic la adresa ei. După aceea, e bogatul care i-a rodit țarina. La un moment dat îi spune că noaptea asta o să ia sufletul. Adică, faptul că omul s-a gândit să-și mărească ambarele, să le dărâme, să facă mai mult, Iisus nu o vede ca un lucru pozitiv. Tânărul bogat îi spune să vândă ce are și să vină după el, să trăiască în sărăcie. Însă și exemplul lui Iisus, în care Iisus nu a avut nici casă, nu a avut nimic, nu a strâns, n-a avut o... A trăit în sărăcie, da? După aceea spune tot Iisus că cu greu va intra un bogat în împărăția în ceruri. Nu? Mai degrabă știi cuvintele astea. Acum, vreau să te întreb, cum împaci ideea asta noastră, dorința noastră de a avea, pe care eu o văd foarte sănătoasă, cu mesajul lui Iisus? Ori l-am înțeles greșit, ori trebuie să ne schimbăm și trebuie să fim tot continuă luptă cu noi ca să devenim săraci, să ne ascundem, să ne camuflăm dorința asta de a avea, pentru că eu nu știu dacă este cineva care nu vrea să aibă. Nu? Cam asta ar fi Da, întrebarea. Silvio, ai dreptate că s-a fost de stânga. Însă stânga nu este ceea ce se aude la talk show-urile de dreapta în timpul nostru. Stânga însă este o societate antierarhică. Și Iisus a fost antierarhic, în special în religie. Stânga nu este pro-sărăcie, nu este împotriva bunăstării, nu este împotriva ca un om să facă bani mai mult decât altul, ci stânga este împotriva unor privilegii moștenite ereditar sau unor privilegii care îți vin automat fiindcă faci parte dintr-o anumită categorie etnică sau socială. Părinții tăi sunt mai bine conectați, nu știu ce. Și asta face ca pe terenul de alergare tu să ai un ștart de 20 de metri atunci când pocnește pistolul. Deci, asta este stânga. Să nu uităm, stânga și dreapta vin din timpul Revoluției franceze, în care în adunarea națională franceză, în stânga se adunau cei care erau împotriva monarhiei, a drepturilor bisericii și a drepturilor nobilor de a nu fi taxați. Erau cei care considerau că regele trebuie să fie un simplu cetățean, încă nu se uită la Republică, că nobilii trebuie taxați la fel ca și ceilalți oameni care muncesc și că clerul nu trebuie să aibă anumite privilegii în societate, cum e lipsa de scutirea de taxe și așa mai departe. Asta era stânga, da? În timp ce dreapta considera că aceste privilegii trebuie să rămână, că sunt de la Dumnezeu. Deci, într-adevăr, Iisus a fost de stânga și Ioan Botezătorul a fost de stânga. Dar nu în sensul în care este înțeleasă stânga și dreapta în timpul nostru, ce mai degrabă cum a fost înțeles până la jumătatea secolului 20. Dar o să încep cu femeia care aruncă banul la templu și dacă îmi permiți o să povestesc și o anecdotă. Nu o să dau prea multe Repet. de... Da. Înainte ca să spui, am Da. văzut o mână ridicată. Anca, vrei să spui Poftim. neapărat ceva înainte să înceapă Edi să comenteze sau? Bună seara. Ei, nu, Bună. deci referitor la tema asta, dacă ar putea să explice de ce biserica noastră, am auzit în multe predici,
De ce biserica noastră este împotriva, cum îi spunea, Evanghelia prosperității? Adică e așa de deplasat că totuși binecuvântările vin de la Dumnezeu. Eu în sărăcie nu văd nicio binecuvântare. Da, deci, tema din seara asta. Da, Anca, o să vorbim și de Evanghelia prosperității. Sper să nu uit să vorbesc de Evanghelia. Dar și ceva, hai să încep, s-ar putea să uit când o să vorbesc, că vreau să vorbesc despre Mărțul Iisus, să uit de Evanghelia prosperității. Ce este Evanghelia prosperității? Evanghelia prosperității este un mit. În contextul economiei consumiste și a culturii de consum din Statele Unite, după căderea comunismului, foarte mulți au investit bani în Statele Unite și acești bani care au venit toată lumea în Statele Unite au fost investiți în tot felul de afaceri imobiliare, special și în economia de credit. Și guvernul a făcut o deregularizare pe timpul lui Bush, mai ales o deregularizare a băncilor și a instituțiilor financiare din Statele Unite, în așa fel încât acestea au putut să practic să se joace cu bani imaginari. Asta a fost toată ideea. Rezultatul a fost criza economică din 2008. Acești bani, aceste trilioane de dolari care au curs în Statele Unite și care mulți nu erau mai reali, de fapt, erau bani imaginari creați pe credit și așa mai departe, au ajuns, bineînțeles, la pastori, la televangeliști, la care și-au cumpărat jeturi, și-au cumpărat avioane supersonice, și-au cumpărat elicoptere, și-au cumpărat case mari și iahturi. Și aceștia au început să predice că ei au fost binecuvântați de Dumnezeu, de fapt. Când a fost rezultatul unui scam financiar făcut la nivel mondial de băncile americane și băncile americane au avut tot interesul să țină religia de partea lor, așa că au făcut să meargă mulți bani la religie, pentru ca la talk show-uri religioase aceștia să spună: săracilor, pe mine m-a binecuvântat Dumnezeu și pe voi vă va binecuvânta Dumnezeu, numai dacă vă rugați. Dumnezeu vrea să fii milionar, vrea să fii miliardar, doar roagă-te. Adevărul este că sărăcia e un blestem și ca atare bună stare e o binecuvântare. Uneori și bogăția poate fi un blestem. Pentru, țineți minte, faimosul roman Ultima noapte de dragoste, Întâia noapte de război a lui Camil Petrescu, din literatura română, da? Când o moștenire care vine peste noapte distruge viața de familie. Deci pot fi și asta, dar în general trebuie să recunoaștem că banii nu te fac fericit, dar absența banilor te fac nefericit. Cred că sunteți de acord cu mine privind asta, da? E un truism. Banii nu aduc fericirea, dar sărăcia aduce nefericirea. Asta știm cu toții. Sărăcia nu este o binecuvântare. Dumnezeu a făcut niște promisiuni. Dumnezeu vrea să trăim în bunăstare, să comisie acest lucru, dar nu este Evanghelia prosperității falsă privind aceasta. Adică nu ni se promite bunăstare ca rezultat al faptului că ne rugăm. Bunăstarea vine prin muncă, prin disciplină, poate și prin ceva noroc, prin șansele pe care le ai, vine pe căi cinstite sau pe căi necinstite, vine pe diverse căi. Cei mai mari miliardari nu sunt cei care se roagă, cei mai mulți trebuie să le cunoaștem. Deci nu cred că Dumnezeu a făcut vreodată un miracol că cineva se roagă și îi dă banii să curgă din cer pentru asta. Cred că cine face bani, îi face pentru că are disciplină și investește suficient energie ca să-i facă, și cine nu are bani, ori nu are talent să facă bani, ori n-a avut noroc, se poate și asta, sunt există șansă în viață, ori nu a investit destul de energie, n-a avut destul de mult interes, ori și-a găsit satisfacție în alte lucruri și a ales el să zică, să mai satisfăcut, de exemplu, să devină un om de știință. Un om de știință nu devine un milionar, nu? Dar mă interesează mai mult să înțeleg cum funcționează lumea decât să fiu foarte bogat. Deci aici este și alegerea fiecare dintre noi. Dar Evanghelia prosperității nu este o adevărată evanghelie. Este, de fapt, o escrocherie. E o escrocherie, probabil, pentru că John Osteen, la data aceasta, sau alții care ei fac banii, le spun alții: dacă dai bani la mine la postul meu de TV, Dumnezeu te va binecuvânta, cum ai binecuvântat și pe mine. Da? Și, de fapt, este o minciună. Mă rog. Pot da un exemplu și la diverse de capis, dar nu vreau acum. Acum putem începe să... Acum să. Da. Bun, deci problema este cu tot ce spune Iisus este că e înțeles greșit. În sensul că noi luăm cuvintele lui Iisus ca și cum ar fi spuse în contextul social, economic și politic în care trăim noi. Și ignorăm contextul în care a vorbit Iisus. Mai întâi, Iisus este un reformator în societatea iudaică.
societatea iudaică era o, nu era o societate capitalistă. Banul nu era esențial în economie. Era o societate agrară în care ceea ce vrea omul era să aibă turme multe și grâu și smochin și așa mai departe. Existau două articole de export care aduceau bani, un de lemnul și vinul. Așa că clasele bogate erau un sistem de moștenire inechitabil în Iudeea. Fratele mai mare avea jumate din avere, ceilalți împărțeau cealaltă jumate. Așa că în câteva generații s-a creat o aristocrație latifundiară, în timp ce cealaltă majoritate a societății a sărăcit, s-a creat o aristocrație doar pe linia fratelui mai mare. Aceștia au început să vrea bani, să vrea cash, adică nu doar produse agrare și așa mai departe, și ca atare pământurile pe care le aveau ei, n-au mai cultivat grâu pe ele și secară, ci au cultivat vii și măslini. Pentru că vinul și un delemnul de măsline aducea bani, aur și argint, cu banii puteau să-și construiască case de lux și așa mai departe. Este o situație împotriva căreia strigă profeții. Așa cum știm cu toții, Isaia, Ieremia, Amos strigă împotriva acestei situații, pentru că cei care aveau pământ mult, nu mai cultivau grâu, cultivau produse de export și ca atare era foamete. Și era sărăcie, mai ales că era și secetă foarte deasă și oamenii erau datori și se vedeau ca sclavi. Fraților lor, iudei, deveneau sclavi cu toată familia. Deci era o situație socială foarte rea. Ideea era că iudeii sunt toți, nu numai un popor, ci o religie, sunt toți frați unii cu alții, se mânța lui Avram. Dar aceste disproporții în avere erau strigătoare la cer, să spun așa. Și din cauza asta Ioan Botezătorul vine cu solia cine are două haine să dea celui ce nu are. Deci ideea era ca evrei să redevină acea comunitate, acel trib al lui Avram, care toți sunt frați unii cu alții. Și Iisus merge pe lângă Ioan Botezătorul, dar Iisus are un mesaj diferit, în sensul că Iisus nu încearcă să reformeze societatea, ci mai degrabă își încurajează pe cei credincioși ai săi nu să creadă în Evanghelia prosperității. Dar ei n-aveau nicio șansă, nu exista nicio mobilitate socială, ei trăiau în sărăcie, erau lipsiți de educație, nu aveau higienă, din cauza asta era atâta lepră, peste tot era lepră. Lepra este o boală a mizeriei, dar nu aveau ce face că aristocrația iudaică nu se îngrijise cum făcuseră romanii. De exemplu, să facă terme sau să facă apeducte, să aducă apă, să orașele să aibă cijinele cu apă, să aibă băi publice, că nu puteau să aibă fiecare o baie în casă. Aristocrația iudaică se ocupa numai de religie. Pe de altă parte, ei când plecau la Roma sau la Alexandria, făceau exact cum fac ce aristocrația din Arabia Saudită când se suie în avion și cum trece iese avionul de pe teritoriul Arabiei Saudite, care trăiesc sfânt, imediat se duc la veceu și se schimbă cucoanele și după aceea bărbații se schimbă în străi occidental și comandă alcool de la stewardeză, pentru că nu mai sunt în Arabia Saudită. La fel erau și aristocrația iudaică. Era foarte religioasă acasă, dar după ce mergea la Roma, Atena, Corint, oriunde, trăia cum trăiau neamurile. Însă acasă țineau poporul numai în religie, în timp ce ei își petreceau de multe ori viața cu banii care aveau în cetăți din Apus sau de undeva din lumea elenistă, cum era Alexandria, în care aveau teatru, aveau gym, aveau băi publice, aveau condiții de higienă perfecte, nu aveau restricțiile vestimentare de acasă, însă acasă țineau acest status quo, nu făceau bibliotecă pentru popor, nu dezvoltau societate, nu dezvoltau infrastructură. Deci în această lume vine Ioan Botezătorul atacând foarte puternic aristocrația iudaică de pe poziție de stânga. Iisus nu atacă aristocrația, chiar atunci când vine cineva și spune fratele meu să împartă averea cu mine, Iisus spune, cine l-a pus judecător peste voi? El mai degrabă încearcă să creeze o comunitate între urmașii săi. Ei să fie frații cu alții, ei să se susțină unii pe alții, convins că aristocrația și clerul nu mai pot fi reformate și sunt oarecum sub blestemul lui Dumnezeu mai devreme sau mai târziu,
va veni ceea ce a și venit odată cu distrugerea Ierusalimului. Însă aici aș vrea să mă refer la două pilde a lui Iisus, foarte, foarte greșit înțelese, să le punem în acest context. Deci, cea mai întâi, să înțelegem lucrul. Dacă putem vorbi de o întreprindere capitalistă, de o mașină de făcut bani, pe timpul lui Iisus acesta era templul. Repet, cea mai puternică mașină de cash pe timpul lui Iisus era templul. Nu exista altceva în Iudeea. Deci Iudeea era o zonă agrară săracă, mai erau câțiva meseriași, erau oameni care moșteniseră averi de la părinților și aveau bani, dar practic singura întreprindere care aducea un venit financiar, mă refer la bani aici, nu la produse agrare, permanent în acea zonă săracă era templul. Pe locul doi era sinagoga, iarăși. Pentru că oamenii dădeau darul la sinagogă, așa că fruntașii sinagogii aveau un standard de viață mai ridicat decât ceilalți membri ai bisericii. Acești bani erau dați pentru religie, da? În numele religiei. Și aici aș vrea să introduc episodul cu văduva și paraua ei, de care m-a întrebat Silviu. Și o să dau un exemplu. Eram la Atlanta și a venit doi conducători spirituali din România să ceară bani în biserică și au făcut o colectă destul de substanțială. Era 99, mi se pare, pe atunci, sau 98, nu mai țin minte, o colectă financiară pentru încheierea lucrării în România, pentru încheierea lucrării prin mass media, și au prezentat niște proiecte grandioase ca să atingă cât mai multe suflete, să aveți cât mai multe suflete, și au venit cu ideea, acum e momentul, dați bani pentru că Domnul vine curând și așa mai departe. Era la mine în biserică o femeie bătrână care trăia pe ajutor social și avea o condiție de sănătate foarte, foarte rea și trăia în condiții foarte, foarte precare. Femeia aceasta a adus câteva sute de dolari pășurate așa într-o hârtie și le-a dat acolo pentru această lucrare grandioasă. În duminica următoare am fost cu cei doi la mall și au cumpărat niște lucruri pentru soțiile lor, că soțiile lor vreau și ele ceva, o roche frumoasă, mă rog. Și mi-aduc aminte când a plătit la casă, unul dintre ei a scos parau văduvei, banii bătrânei, care a și murit peste câteva luni, i-a scos și i-a dat, împreună cu alți bani care avea, când i-a cumpărat soției lui o roche grozavă. Nici măcar nu s-a rușinat de mine atunci când a desfăcut hârtia aceea. Acum, care a fost reacția mea? În mintea mea, credeți că am spus ce femeie proastă? Nu. În mintea mea am spus ce femeie nobilă, idealistă, ce spirit de sacrificiu față de acești oameni care au mințit-o, care iau banii ca să-i folosească pentru ei. Nu e nicio notere a lucrării în România, nu e nicio lucrare fantastică, toți își urmăresc interesele lor financiare. Oamenii aceștia, sub sigla lucrării sau încheierii lucrării, își urmăresc propriile interese financiare, dar în același timp, femeia aceasta, în naivitatea ei, a sclipit cu spiritul ei de sacrificiu, ea credea în ceva, ea a dat-o ceva pentru lucru în care credea. Cred că Iisus, când a apreciat-o pe femeie, nu a spus, ok, a făcut bine, uite așa, ceilalți n-au dat din inimă, trebuie să dai la templu, dar să dai din tot ce ai. Adică ceilalți au greșit că n-au dat tot ce au avut, ea a dat tot ce a avut, așa trebuie să facă toată lumea. Iisus a spus că templul e o peșteră de tâlhar. Da? Iisus a spus de asemenea că templul va fi de rămas. N-avea niciun rost să spună că femeia aceasta a făcut un lucru important pentru templu, pentru popor, pentru Dumnezeu, pentru cine vreți. Ea știa că a dat bani la o peșteră de tâlhar. Dar în același timp, Iisus apreciază sinceritatea acestei femei și calitatea. Asta e specific la Iisus. Pe Iisus îl interesează calitatea umană, în primul rând.
pe locul 2 vin celelalte aspecte. Pe Iisus interesează prin motivele inimii. În al doilea rând, hai să mergem mai departe. Deci, acum să vorbim despre cele două pilde în acest context. Pilda ispravnicului necredincios. Despre ce este vorba? Ispravnicul necredincios, vă amintiți pilda ispravnicului necredincios din Luca capitolul 16, nu trebuie să o reamintesc, da? Ispravnicul care își înșeală stăpânul, își fură stăpânul și când stăpânul vrea să-l dea afară, începe să taie din datoriile debitorilor stăpânului său pentru ca aceștia să îi dea și lui ceva după ce va fi dat afară din slujbă. Stăpânul îl laudă pentru asta și îl menține slujbă, foarte interesant, pentru că un excroc are nevoie de alt excroc ca să joacă treaba. Dar Iisus spune, fie acestui veac să mai înțeleg decât fiii luminii căile lor. La ce se referă Iisus? Ispravnicul necredincios este templul, e preoțimea, este aristocrația religioasă a iudeilor, care iau de la popor. Au luat bani de la popor, nu-i nimic rău în asta, vrea să spun. Nu-i nimic rău în faptul că cineva dă din venitul lui ca să întrețină un templu, o bibliotecă, un muzeu, o lucrare de curățare a apelor, de exemplu, o lucrare socială, o lucrare spirituală, una de educație. Dacă cineva crede în ceva, întreține cu banii, e bine, pentru că sunt anumite lucruri pe care le putem face individual. Le putem face doar împreună. Și atunci nu e nimic rău dacă cineva dă bani pentru un proiect colectiv. Numai că problema este că cei care răspundeau de templu și de religie nu făceau nimic pentru popor. Ei nu educau poporul, doar învățau reguli religioase absurde. Nu interesa starea lor materială, că erau în mizerie. De exemplu, ar fi putut să scadă, să zic, să dea ceva din zecime înapoi, da? La săraci. Ar fi putut, de exemplu, din zecimea pe care prima și mai mult decât suficientă, că aveau au și avut și trebuia templu, să dea ceva înapoi la săraci, să ajute oamenii să zic, de exemplu, să facă un spital, să facă școli, nu neapărat școli religioase, să facă ceva infrastructură, să aducă o țeavă de apă de la Iordan, să curgă apă. Nu făceau nimic din toate acestea. Și Iisus le spune, faceți-vă prieteni cu ajutorul profesorilor nedrepte. El îi avertizează că vine dezastru asupra societății iudaice, contractul social este rupt și ar fi bine să înceapă să se gândească la popor. Pentru că dacă nu, ce se va întâmpla cu ei după aceea? Ce s-a întâmplat după aceea? Hai să ne gândim. Aici este o profeție. Templul a fost dărâmat, preoții n-au mai existat. Da? A mai avut cineva nevoie de ei? Poporul evreu s-a organizat bine în diaspora și au învățat să se ajute unii pe alții și au prosperat material, au devenit cei mai buni capitaliști ai vremii. Însă preoțimea și-a pierdut poziția de privilegiu pe când s-a dărâmat templu. Problema tânărului bogat, iarăși. Noi spunem tânărul bogat, dar de fapt nu este tânărul bogat, este tânărul fruntaș sau, dacă vreți, tânărul conducător. Când vorbim de fruntaș, nu vorbim fruntaș în sat. Este vorba de fruntaș în sinagogă, este conducător religios. Nu știm exact cine, ce poziție avea tânărul bogat sau, mă rog, tânărul conducător, ca să zic așa, un conducător religios, nu știm exact ce poziție avea și faptul că ni se spune numele și poziția înseamnă că era o persoană foarte destul de importantă. Această persoană are bani, dar întrebarea este de unde are bani. Ca conducător religios, el administrează banii credincioșilor, de fapt. Credincioșii dau bani la sinagogă, orice care a fost poziția lui, pentru că consideră că ceea ce face este important pentru ei, pentru credincioși. Iisus îi spune să vândă tot ce are, să dea la săraci, să urmeze pe el. Adică, ceea ce faci nu folosește nimănui, practic, tu ești ispravnicul necredincios, tu iei banii oamenilor, dar nu le dai nimic înapoi. Da? Toți acești bani care ți-au dat oamenii din sărăcia lor pentru a susține lucrarea ta, dă-i înapoi la săraci. Și vino cu mine, pentru că aici este adevărata
activitate pentru împărăția lui Dumnezeu, nu ceea ce va ști acolo. Acest tânăr era legat de bogățiile lui, care nu erau bogățile drepte, exact care este practic un necredincios. Adică așa să spun, Iisus se referă aici la conducători religioși care trăiau cu mult deasupra standardului populației, erau de fapt singurii care aveau bani de multe ori în întreaga zonă, ceilalți aveau doar produse agrare ce munceau, ei aveau foarte puțin bani. Singurii care aveau bani și ei primiseră acești bani de la populația săracă ca să facă ceva în schimb și nu făcuseră nimic. Ori aici Iisus le spune, vinde totuși de la săraci, nu să spune de mie, da? De ce? Pentru că este ultima ta șansă să-ți salvezi situația. Pentru că era foarte clar că dezastru urma să vină peste societatea iudaică. Era o societate plină de contradicții, contractul social era rupt, așa cum am spus, și urma mai devreme să se prăbușească în violență, cum s-a întâmplat. Acum, ce putem aplica noi în timpul nostru? În primul rând, așa se spune învățătura lui Iisus, nu se referă la o economie modernă de tip capitalist. În timpul nostru există mai multă mobilitate socială din fericire decât în Iudeea, da? Deci cineva prin muncă, prin educație, vrea să facă ceva, poate face ceva. Cine altcineva face mai puțin, e altă problemă, dar există în societatea în care trăim acea mobilitate socială care îi permite omului să nu mai fie ca părinții lui, să meargă pe undeva mai sus decât au fost părinții lui, social, economic, ca educație, orice vreți, există. Asta nu există în Iudeea. În al doilea rând, aș vrea să spun, noi nu trăim într-o societate care poate trăi fără bani, așa cum era tipul lui Iisus. Oamenii simpli nu prea foloseau bani. Ei schimbau produse agrare între ei sau servicii între ei. Banii erau puțini și omul simplu, omul de rând, îi păstra mai degrabă pentru zile negre, pentru că avea odată nevoie. Societatea în care trăim noi este o societate capitalistă în care banul este sângele care curge prin tot corpul sau, dacă vreți, sesul interstițial care scaldă tot corpul. Deci nu poate, economia, societatea nu poate trăi fără bani și noi suntem celule în această societate, trece sângele și prin noi. Dolens. Deci noi nu are să discutăm acum că putem trăi fără bani. Este o utopie. Uneori se fac experiențe, cineva zice, este aici în America, de exemplu, este un experiment pe care îl face Microsoft și câteva corporații digitale de miliardari, când construiesc un orășel de lemn în deșertul din Nevada și acolo sunt invitați tot felul de oameni care trăiesc fără bani. Deci orice servicii gratis, mănâncă gratis, stau, cântă la chitară, vorbesc, socializează, fac yoga, discută, nu știu ce. După aceea se retrag de jur împrejurul orașului și orașul este de foc. Și se uite cum arde orașul. Da? Este un oraș în formă de om. Este un experiment care se face o dată pe an de a trăi fără bani, oarecum pe stil de comună hippie, o dată pe an și după aceea fiecare se întoarce la biroul și la munca lui și așa mai departe. Deci, ideea de a trăi fără bani este foarte frumoasă, dar nu e posibilă. Da? Experimentăm, dar numai pe durată scurtă. După aceea ne întoarcem la organul social așa cum este și deocamdată nu există o altă tip de societate posibilă la data aceasta. O altă societate posibilă fără bani nu există. Știm că comunismul n-a funcționat, comunismul până la urmă. Problema comunismului a fost că era tot o societate în care banul dicta. Numai că nu o făcea pe față, o făcea pe dedesubt și asta era aspectul cel mai rău. Dar, întorcându-mă la ce ne spune aici învățătura lui Iisus, în primul rând, aș vrea să spun că învățătura lui Iisus trebuie plecată la biserică. Asta este problema. Iisus, când vorbește despre bani, vorbește într-o societate în care nu era o diferență între religie și stat sau religie și viața socială. Fiecare aspect al vieții era penetrat de religie și de templu. Și religia era principala mașină de făcut bani și era instituția cea mai bogată din Iudeea. Și oamenii religiei erau cei care aveau cei mai mulți bani și aceștia aveau de la poporul sărac. Primul rând trebuie să aplicăm asta la religie. Și anume, prima problemă aici este că
bisericile noastre sunt corporații care, bineînțeles, că au nevoie de bani ca să funcționeze. O biserică nu poate funcționa fără bani, recunoaștem acest lucru, un pastor are nevoie de un salariu, femeia de serviciu are nevoie de un salariu, trebuie plătite facturile, asta este adevărat. Dar problema este că scopul bisericii secret a devenit să facă bani și oamenii din biserică trăiesc pentru a face bani. Biserica este o corporație care funcționează după logica profitului. Aici trebuie să aplicăm în primul rând învățătura lui Iisus. Și atunci ce spune Iisus tânărului bogat sau pilda ispravnicului credincios se aplică foarte bine la religia din timpul nostru. Luați de exemplu Biserica Catolică cu scandalurile ei de molestări sexuale, care iar acum alt scandal în Franța, a fost unul în Irlanda, nu mai spun când a fost în Statele Unite și așa mai departe, mereu astfel de scandaluri în Biserica Catolică. Biserica Catolică are foarte mulți bani, are averi colosale, ce face cu ele, da? Pe de o parte, cer banii oamenilor ca să-i conduci spiritual, că au nevoie de tine ca ghid spiritual, pe de altă parte, faci crimă. Și nici măcar nu te ascunzi de ei. Întrebarea este, atunci, de ce ți-am dat banii? Și aici se aplică pilda ispravnicului necredincios. Dă socoteală de ispravnicia ta și mai devreme sau mai târziu vine scadența. Asta se aplică la orice biserică. Nu e rău că biserica primește bani, dar biserica trebuie să dea ceva în schimbul acestor bani și biserica se pare că nu dă nimic, mai degrabă îi minte pe oameni, le spune că ei își pot cumpăra bunăstarea materială cu Evanghelia Prosperității sau își pot cumpăra împărăția lui Dumnezeu plătind zecime sau dând făcând de frese donați la biserică pentru lucrare și așa mai departe. Și aici apare paraua văduvei, apare acea femeie despre care v-am spus, naivă, din Atlanta, care a dat tot ce a avut, fiindcă e nobilă, fiindcă crede în lucrarea asta. De partea altă, cinismul conducătorilor care folosesc banii și nu dau doi bani pe ea și nici pe celălalt care au donat banii. Treaba asta ajunge la o scadență, până la urmă, că oamenii își pierd orice încredere în biserică, își pierd orice încredere în religie și zic tot eu și mecrie, toți sunt niște minciuni, niște hoți. Aspectul acesta este tratat de Iisus când vorbește despre bani. Și repet, nu exista posibilitate de mobilitate socială în societatea în care vorbea Iisus. Așa că Iisus nu spunea, nu încerca să ridici mai sus pentru că nu-i bine, poți, dar nu e bine. Nu, n-avea nicio șansă omul. Și atunci a spus, fii liniștit, asta este situația, Dumnezeu te iubește așa cum ești, încearcă să faci totul cu viața ta, nu te ești îmbrăcat prea bine, încearcă să fii sănătos, da? Și asta este totul, mănâncă cât poți și nu ați prea la mai mult, oricum nu poți. Iisus aici recomandă o anumită resemnare, dar se adresează unei clase care nu avea oricum nicio șansă să recunoaștem acest lucru și vrea să această clasă să trăiască în pace. Un alt aspect, dacă vorbim despre societatea din timpul nostru, că spuneam de exemplu de hârtiile Pandora și așa mai departe, este ceva ce s-a întâmplat în societatea evdaică, s-a întâmplat în Imperiul Roman, după aceea s-a întâmplat în Franța, să zic, pe timpul lui Ludovic al XVI-lea, sau dacă vreți pe timpul Ludovic al XIV-lea, Ludovic al XIV-lea a construit Versailles, un palat magnific, a dus toată nobilimea la Versailles, în timp ce Franța se zbătea în taxe și sărăcie și mizerie și e celebra afirmația lui Madame de Pompadour, după noi potopul, a prenoalului de Luj, după noi potopul, nu? Și a venit potopul, într-adevăr. Deci aici, în timpul nostru, putem observa situația asta în care există o aristocrație care nu este de privilegiu feudal. Vremurile s-au schimbat, care suge și nu dă nimic înapoi. Asta este problema. Și asta duce la nemulțumire și duce la, pe bună dreptate, la revoltă, la critică sau la diverse acțiuni sociale, pentru că cel care are datoria să dea ceva și înapoi. Însă aici cuvintele lui Iisus al lui Ioan Botezătorul se pot aplica mai degrabă indirect. Dar, repet, Iisus se referă în primul rând la o comunitate religioasă care era poporul iudeu și în care unii exploatau pe alții în numele,
religiei. Altfel, ce să mai spun, în timpul nostru sistemul social-economic e foarte complex, noi trăim într-un sistem capitalist, ne place sau nu, acesta este adevărul, alt sistem nu există, la data aceasta nu este posibil, nu este de imaginat decât cel capitalist, și ceea ce se cere de la orice om este să respecte regulile jocului, că să aibă regulile jocului, să nu încalce, cum a făcut, de exemplu, să zic, familia regală din Anglia cu Pandora Papers, s-a dovedit că a făcut, sau Perry Blair, să nu calci aceste reguli, adică dacă tu îmi ceri mie să plătesc taxe, tu, miliardar sau regină sau prim-ministru, nu-ți ascunde banii undeva, ci plătește taxe, cum cer și mie să plătesc taxe. Cam asta ar fi ideea. Dar, în rest, este bine. Dacă putem să câștigăm mai mult, e bine. Și, până ceea ce facem cu banii, este iarăși o altă problemă. Banii pot fi folosiți pentru un consum irresponsabil, irațional, care nu dă nicio satisfacție, sau banii pot fi folosiți pentru a dezvolta aspectele umane ale vieții tale. Cu banii se pot face multe lucruri inutile și se pot face multe lucruri utile. Nu pot spune că banii sunt buni sau răi. Banii în sine sunt neutri, da? Valorile în care le investești ca viață personală pot fi bune sau pot fi rele, pot să fie non-valori. Dar asta este o problemă personală la fiecare și de educație. Cu cam asta e ideea, cred că de aici începe discuția. Da, Edi, mulțumesc. În timp ce vorbeai, mă gândeam că astăzi banii nu se mai duc la templu, se duc la guvern, la noi aici, la Hacienda. Uneori se duc foarte multe taxe și nu cred că se distribuie exact acolo unde ar trebui. Nu ajung la săraci. De exemplu, aici în Spania se vorbea acum că a crescut inflația un 4% și ei dau doar un 2% pe și pe acolo, ca să, la pensionari. Dar asta este altă temă. Da, asta e situația în toată lumea, Silviu. Asta e situația în toată lumea, dacă te gândești. Da? Deci toate guvernele fac la fel. Și probabil că este și din cauza că oamenii sunt foarte confuși. În general, că atunci când merg la vot, ei sunt iolt între partide politice și fiecare votează pentru partid politic. La urmă, fiecare partid politic își atrage o anumită parte din electorat la care le promite diverse lucruri pe care le face sau nu le face, dar în ultima instanță acel partid politic hotărăște pe cine pune și acel cineva susține interesele partidului, nu ale populației, și asta e situația care ne aflăm noi la data asta în toată lumea. Deci această democrație de spectacol, cum se spune, în care noi uităm la televizor cum se ceartă partide politice și presa ține cu unii sau cu alții, dar de fapt nimeni nu urmărește binele comun. Trebuie să ne cunoaștem acest lucru. În același timp, totuși trebuie să acceptăm că faptul că suntem într-o democrație de bine de rău îi dă o șansă și oamenii, dacă sunt educați, pot să acționeze și pot să ia pârghile în mână, să aibă un guvern cu adevărat reprezentativ, numai că cei mai mulți sunt, cum spunea Lepușneanu, proști la mulți. Daniel Țecu are două întrebări. O să-i dau imediat cuvântul. Vrei să vorbești acum, Daniel, sau să... Păi dacă are altcineva, dă o prioritate. Aș fi vrut să întreb eu ceva, dacă este posibil. Da. Bună seara! Bună. Adrian, avem un text acolo în Biblie care spune: dă-i cezarul ceea cezarului și dă-i al lui Dumnezeu ceea lui Dumnezeu. Întrebarea mea este foarte simplă în cazul ăsta, că mai înainte spuneai tu, Silviu, că dăm la Hacienda. Bun, noi avem, sunt persoane care au firme și sunt persoane fizice, deci ca fiecare persoană se duce la magazin, cumpără o pâine și dă obligatoriu, fără să-și dea seama, taxele la Hacienda. Dar noi, care suntem cu alte firme, știm că trebuie să-i dăm acolo. Și în momentul de față, de multe ori, poate nu dai cât ar trebui să dăm. Acum ajung pe partea la ce zice Dumnezeu în Biblie. Aș fi vrut să fiu
mai explicit să mi se explice exact textul ăsta din Biblie. Deci, mai întâi a fost o capcană în timpul lui Iisus, da? Vin fariseii și saducheii, care au oamenii templului, și îi spun lui Iisus, se cade să plătim bir cezarului. În Iudeea și Galeea, Iudeea, Galeea era sub Irod, dar Iudeea era o provincie imperială, erau două feluri de provincii în romani. Erau provincii senatoriale și provincii imperiale. Provinciile imperiale erau administrate direct de cezar. Provinciile senatoriale erau administrate de senat. De ce era administrat de cezar Iudeea? Pentru că erau rei. Pentru că cezarul avea legiuni. Deci o provincie civilizată, cum era Creta, de exemplu, n-avea nevoie de legiuni romane acolo. Când era o problemă, erau taxele prea mici sau prea mari, erau taxele prea mari, nu le convenea. Cei din Creta discutau cu senatul și ajungeau la un compromis și așa mai departe. Nu trebuia să fie legiunile. Dar în Iudeea trebuia să fie legiunile și cezarul trebuia să fie acolo prezent tot timpul printr-un procurator care era Pilar din Pont, pe timpul lui Iisus, așa cum știm, printr-un procurator care avea putere directă la cezar să administreze legiunile, pentru că erau tot timpul răzvătiți și interesant. Existau nemulțumire cu privire la taxe în Iudeea, era o nemulțumire legitimă, nu numai că taxele erau prea mari, dar și erau mari pentru că trebuiau întreținute legiunile acum, hai să ne gândim, erau un cerc vicios, da? Deci ei se răzvăteau din cauza că taxele erau mari, dar taxele erau mari fiindcă trebuiau să întrețină legiunile care trebuiau să țină pace acolo și împotriva răzvătiților și era un cerc vicios. Taxele creșteau pentru că cheltuielile militare creșteau, cheltuielile militare creșteau pentru că nemulțumirea populației creștea. Însă ei veneau cu sloganul ăsta religios, erau zeloți, că asta este țara lui Dumnezeu, Iudeea este țara lui Dumnezeu, nu e a cezarului, noi nu trebuie să plătim bir cezarului, ci doar să dăm la templu lui Dumnezeu, pentru că dăm zecimea, zecea parte dăm lui Dumnezeu, ci nu dăm nimic, că nu este țara lui. Acum între noi fie vorba, romanii de bine de rău asigurau securitatea în zonă, puzeau drumurile să nu fie tâlhare, țineau ordinea, adică făceau ceva ce ei nu puteau face, mai și construiseră, ei construiseră templu, romanii construiseră templu, să nu uităm lucrul acesta, construiseră un oraș, să zic, modern la Cezarea, care era o alternativă la sistemul talibanic din restul Iudeii, făcuseră drumuri, că ei făceau peste tot drumuri, deci făcuseră ceva romani acolo, nu pot să zic că nu făcuseră nimica. Însă conflictul ăsta pentru taxe a dus la răscoală și problema este că nu, cei moderați n-au putut negocia cu romanii problema taxelor, adică uite, reduceți taxele, aveți nevoie de mai puține, noi nu ne răzvrătim, voi mai scoateți din legiuni, atunci nu aveți nevoie de legiuni aici, nu mai faceți nici voi cheltuieli, nici noi nu mai plătim taxe și se poate negocia. Dar nu puteau negocia din cauza că erau fanatici religioși, care spuneau, nu dăm taxe deloc cezarului. Ori Iisus vine cu o poziție foarte moderată. Dați lui Dumnezeu ce al lui Dumnezeu, mă rog, dați la templu ce al lui Dumnezeu, așa, dar tași cezarului ce este al cezarului. Și e interesant că Iisus ne spune, arătați-mă un ban. Și ei scot banul roman cu tipul cezarului. Păi dacă folosești banul cezarului, trebuie să plătești taxe cezarului, pentru că e normal, plătești taxe la acel tezaur care emite moneda pe care o folosești. Asta este cât se poate de logic. Trebuie să plătești taxe. Deci Iisus nu, când spune da cezarul cea lui, nu spune că cezarul are dreptul să abuzeze sistemul de taxe. Dar cezarul are dreptul să ceară taxe și iudeilor Iisus le dă altă soluție pentru reducerea taxelor. Când își cere soldatul roman să mergi o milă, mergi două. Da? Dacă fiecare iudeu, când romanul îi cere să care ceva o milă, merge două mile, cu timpul, ăștia își vor da seama că nu are rost să țină atâtea legiuni în Iudeea, că avea și nevoie de legiuni în alte parte, prin Germania, prin Britania, erau destule locuri în care aveau nevoie de armată, puteau să scoate legiunile din Iudeea, dacă scoteau legiunile din Iudeea, scădeau automat taxele, scădeau taxele, era mai bine pentru popor. Deci, acum, dacă aplicăm la timpul nostru, noi dăm a 10-a parte la biserică, da?
Și spune, păi dacă Cezarul, dacă Dumnezeu cere doar a 10-a parte, Cezarul nu trebuie să ceară mai mult. Să fie cu iertare acum. Biserica nu se ocupă de spitale, biserica nu se ocupă de educație, biserica nu face infrastructură, biserica nu ține poliție, nu ține pompieri, nu ține armată. E normal ca statul să ia mai mult decât biserica. De fapt, biserica nu dă cam nimica pentru ce ia. Dă salariul la pastor și mai face acolo o biserică. Pe când, însă, sistemul de taxe, dacă e echitabil sau neechitabil, e o problemă de guvern, de politică, pe care poporul votează până la urmă și fiecare guvern încearcă să convingă poporul că e bine ce face el. Taxele în principiu nu sunt rele, nu poți intra o societate fără guvern. Pentru că o societate fără guvern e Somalia. Da? Adică sunteți aproape de Africa, mai aproape decât noi de Africa. Somalia e tipic societate cu guvern aproape inexistent. O astfel de societate nu funcționează, devine junglă. Ai nevoie de un guvern. La data aceasta, democrația liberală este cam aproape peste tot. Cred că lucrurile se pot rezolva dacă poporul educat înțelege bine cum funcționează lucrurile și își folosește votul cum trebuie. Ok. Daniel. Salutare, Edi. Salut, Daniel. Prima întrebare. Acum 2000 de ani, Dumnezeu, adică șeful nu al Pământului, al Universului, vine pe Pământ și, mă rog, există un mesaj că nu l-a primit nicăieri, dar gândesc eu că ar fi putut să organizeze, să se nască undeva. Dom'le, vine cea mai importantă persoană din Univers, nu? Să aibă acolo tot ce are nevoie. Deci eu găsesc că în spatele acestui gest că s-a născut acolo este faptul că el îndeamnă la modestie. Așa zic eu în cuvinte puține. Apoi trecem mai departe la Apocalipsa și în Apocalipsă începe să-mi explice cum va fi noul pământ. Și eu sunt împotriva risipei, întotdeauna am fost împotriva risipei și când începe acolo cu pietre de nu știu care și îmi știți, măi, dar de ce e nevoie de atâtea pietre prețioase? Străzi de aur. Da, străzi de aur. Pentru ce străzi de aur? Adică, serios, adică, până la urmă, e exagerat acolo. Și până la urmă, unde este echilibru? Că, pe de o parte, vine șeful universului, nu? Și stă într-o iezle și, pe de altă parte, îmi spune că eu o să merg pe străzi de aur. Adică, pe mine chiar o să mă deranjeze dacă o să merg pe străzi de aur, pentru că eu sunt împotriva risipei. Poate se poate ce face ceva cu aurul ăla, nu știu. Adică, de ce să merg pe el? Dar, până la urmă, este prefer o cărare prin pădure decât o stradă de metal. Asta spuneam și eu. Plătesc viața într-o cușcă de metal, fie așa aur. Și, Daniel, care e problema? Aici se vede naivitatea autorului Apocalipsei, da? Și naivitatea credincioșilor. Doar o colibă aici mi ajunge, ar și așa un am în casa mea, eu am palate dincolo de mărire, da? Acolo voi sfârși rugarea pe străzi de aur în țara mea, da? Deci ideea aceasta, și ce costă naivitatea? Ideea că aurul avea o valoare intrinsecă. Aurul are valoare atât de vreme cât este rar. Rar, aurul nu este rar. Imaginează-ți că cineva ar merge și ar mina un asteroid, ceea ce e tehnologic posibil. Să zic, în generația viitoare, Musk merge și aduce un asteroid de platină sau de aur, nu? Care ar fi rezultatul? Ar scădea prețul aurului sau platinei dintr-o dată pe pământ. Așa că noi înțelegem astăzi că banul nu este ceva ce există palpabil, nu? Banul este ceva abstract, este digitalizat în timp proiecte și criptomoneze acum, nu? Deci este blockchain care, până la urmă. Deci aurul nu are valoare intrinsecă, are valoare numai ca monedă de schimb între mărfuri și așa mai departe. Însă ideea, vezi aici, omul sclav, sclavul mediteranean, țăranul iudeu, omul trăit în sărăcie, obsedat de aur. Dacă aș avea aur, toate s-ar rezolva. E ca și cum ai spune, uite, când mergem în cer, vom merge pe străzi de euro. Vor fi hârtii de euro și vom merge pe ele și dormim pe saltea de euro. La ce folosește, nu? Dacă nu treci într-o economie în care banul are valoare. Odată ce fiecare are o saltea până cu euro și
doarme pe euro și, mă rog, se îmbracă în euro, euro este zero, e hârtie higienică. Deci atât ar mai este, nu? Și a pierdut orice valoare. Deci, cred că aici problema este, într-adevăr, Iisus pe undeva. Iisus ne arată adevăratele valori, în sărăcia lui, Iisus ne arată ce constă viața autentică. Și cred că principalul mesaj care îl dă Iisus cu privire la avere, să zic, el nu spune că nu recunoaște frustrarea pe care ți-o aduce lipsa banilor, sărăcia este o frustrare teribilă și costă. Cum am spus, epidemia de lepră din Iudea era rezultatul sărăciei, în ultima instanță. Nu o găseai la Roma sau la Atena. De ce? Fiindcă omul se scula dimineața și înainte ca să meargă la afacerile lui în piață, se ducea la baia publică, da? Unde stădea două ore, făcea o saună, mai lua un masaj, mai discuta afaceri acolo la un pahar de suc și după aceea ieșea să-și facă geabul. Ăla nu făcea lepră, normal. Bun. Sau la Roma venea apa prin apeduc din Alpi și curgea prin toată Roma. Normal că oamenii nu aveau lepră, într-o cetate așa curată. Sărăcia era o problemă, dar Iisus ne-a arătat că chiar într-o societate săracă poți să fii împlinit. Gândiți-vă că Iisus a mâncat fructe că era foame dintr-un smochin crud. A vrut să rupă din smochin. Da? Smochin neroditor. Sau ucenicii săi au rupt spice de greu să mănânce boabele, fiindcă erau flămânzi. Asta semnează că erau într-o stare de lipsă foarte, foarte, foarte severă. Și totuși, Iisus le-a oferit un moment de împlinire și fericire în viața lor, acei 3 ani și jumătate, pe care ucenicii lui nu le-au dat niciodată. Cel mai, trecând peste aspectul speranței de viață viitoare, cel mai fericit moment pentru ucenicii lui Iisus a fost acei 3 ani și jumătate cât au fost cu el. Nu mai vreau la cei 12. Și ceilalți care l-au urmat peste tot. A fost un moment extraordinar. I-a smuls din întuneric, a fost momentul lor de lumină. Bun. Deci Iisus a arătat că nu depinzi ca împlinire umană, nu trebuie să depinzi neapărat de nivelul de sărăcie sau bogăție, dar asta nu însemnează că sărăcia nu aduce niște frustrări cu ea și pe care le poți rezolva cu bani. Nu însemnează că împlinirea ta umană nu depinde la un moment dat de bani, adică ce se întâmplă. Una este să trăiești ca Iisus să nu, și ucenicii să nu faci o baie timp de câteva luni de zile, că n-ai unde să o faci. Procași la Iordan, la lacul Galilei, te speli. Speli și hainele. Să-ți reduci viața la aspectul strict de supraviețuire fizică și totuși să dezvolți o viață spirituală aici. Alta este ca totuși să ai satisfăcute unele nevoi de bază. Nu știu, cred că Daniel, cred că cunoști acea piramidă a nevoilor. A nevoilor, da. Da, da. Ale Maslow, da? Deci, practic toți avem nevoie de hrană, avem nevoie de acoperiș, avem nevoie de o anumită siguranță socială și de validare socială și avem și nevoi spirituale. Acum, Iisus a spus că te poți ocupa de nevoile spirituale chiar dacă ceva trebuie satisfăcute. Asta ne-a demonstrat Iisus. Bun, este ceva eroi și demn de apreciat, adică în orice situație ai fi, chiar într-un lagăr de concentrare, ca Victor Frankl, poți dezvolta viața spirituală. Dar asta nu înseamnă că e condiția normală. Da? Condiția normală este ca nevoile primare, nevoile fiziologice, sociale, de siguranță a vieții, nevoile primare, sănătate, să fie asigurate. Și astea în societatea noastră se face cu bani pentru că asta e societatea în care trăim. N-am inventat-o noi, așa este. Și se pare că nu poate fi altfel. Deocamdată ce puțin. Mai ai o întrebare, Daniel, nu? Da, e o întrebare mai mult legată de politică. Știu că tu ești la zi, așa că noi ne mișcăm în politică, vedem partide de stânga, de dreapta. Știm că dreapta susține mai mult persoanele care doresc să facă bani, cel puțin așa spun ei, și stânga este foarte atentă la persoanele în nevoi, cu nevoi speciale, ca ei să nu sufere. Întrebarea mea este, Biblia, mesajul Bibliei, mesajul lui Iisus, este un mesaj de stânga sau de dreapta?
Dacă stânga și dreapta la data aceasta, în opinia mea, sunt pure ficțiuni, sunt partide politice care apelează la grupe de interese și promit, de exemplu, stânga în Statele Unite va promite, vai, îi mor de grijă a homosexualilor sau a transgenderilor, dar, de exemplu, ei, foști muncitori alți, care au fost sărăciți din cauza globalizării, au votat-o pentru Trump. Da? Pe ea i-a ignorat, i-a spus basket of deplorables, a spus Hillary Clinton. Deci stânga este, și dreapta e selectivă. Dreapta spune că e pro-business, pro nu știu ce, dar dreapta e cea care te strivește când încerci să faci un business în America, pentru că, mă refer la situația în America, pentru că sunt marile corporații, care sunt extrem de puternice și domină țara și ei fac legile și tu începi cu un mic business să te ridici, oricât ai fi de talentat. Eu cunosc oameni care au foarte talentați, care au făcut eforturi teribile. Nu poți trece de un anumit plafon, pentru că cei de sus au grijă să nu... iau un alt aspect, cel profesional. De exemplu, am vorbit cu medici din România, care spun că este imposibil să spargi plafonul în lumea medicală, din cauza că sunt dinastii de medici și aceste dinastii sunt împărțite pe grupe etnice, pe indieni, pe evrei, pe pakistani și așa mai departe. Românii n-au o dinastie. Și practic, dacă vrei să faci un secundariat într-o ramură a medicinei care aduce bani mulți, cum ar fi chirurgie toracică, n-ai nicio șansă dacă ești român, să zic, sau dacă ești la anumită mafie. Deci, și dreapta și stânga sunt ipocrite și folosesc un discurs politic pentru a câștiga capital politic, dar nu au, într-adevăr, ceva real de oferit. Acum, dacă Biblia de stânga sau de dreapta, aici este o problemă. Biblia nu are un mesaj omogen social. Profeții, am putea spune că merg pe stânga, Deuteronomul Levitic merg pe dreapta. Înainte de a fi pro-business sau anti-business, stânga și dreapta sunt pro-autoritate sau pro-guvern al poporului. Stânga, în principal, merge pe ideea guvern al poporului, dreapta merge mai mult pe ierarhie și tradiția autoritare, vorbesc din punct de vedere istoric. Iisus, ca și profeții și eu, am putut să-i ajungea pe stânga, dar, repet, societatea lor nu este societatea noastră și la data aceasta e greu să faci diferența între stânga și dreapta. De exemplu, național-socialismul german a fost de dreapta în multe privințe, dar a fost și de stânga economic. Franco, din potrivă, în Spania a fost mai de dreapta, a fost clar de dreapta, însă legionarii care în România au luptat pentru Franco erau de dreapta din punct de vedere religios și ca regim autoritar, dar erau de stânga din punct de vedere economic. Deci cele două se cam combină, nu pot să faci o distinție clară între dreapta și stânga. Când e vorba de politică economică, sunt și alte politici, aspectul religios, aspectul militar, aspectul ierarhic și cel economic este doar unul dintre ele. Și aici se amestecă lucrurile. Dar mesajul lui Iisus, cum? Mesajul lui Iisus este, deci, mesajul lui Iisus apare într-un context religios, e foarte clar, da? Deci dacă consider dreapta tradițional ca fiind o ierarhie bisericească, pe când era templu, cler, farisei, așa mai departe, Iisus în mod foarte clar a avut un mesaj de stânga. El a fost omul poporului. Da? În același timp, mesajul s-a fost individualist. Aici e altă problemă. Dacă consider stânga colectivistă și dreapta individualistă, mesajul Iisus a fost individualist. Da. Deci, poți să mergi, protestantismul, de exemplu, a luat mesajul individualist al lui Iisus în opoziție cu mesajul colectivist al catolicismului. Sau în România, noi ca protestanți am fost mai individualiști decât erau ortodoxi și erau mai colectiviști, erau cu comunitatea satului, erau mai individualiști. Din punct de vedere economic, însă, acest individualism a dus la capitalism. Asta arată clar Max Weber în cartea lui, da? Deci, în orice sat românesc, adventiști erau mici capitaliști pe timpul comunismului, chiar în lumea comunistă. Erau mici capitaliști, ei aveau mașină, ei aveau... ceilalți mergeau la colectiv. Asta din cauza individualismului, foarte interesant. Urește pe tatăl tău, pe mama ta, pe fratele tău și vreau după mine. Bun. După ce te-ai despărțit de lume, nu mai mergi la colectiv, cu ceilalți nu mai ai un job în fabrică, ce faci? Faci ceva și ajungi devii capitalist. Așa că, sub aspectul, Iisus poate fi interpretat în două feluri.
Mulți văd în Iisus părintele capitalismului, foarte mulți văd în Iisus, mai ales în America, mulți văd în Iisus părintele capitalismului, din cauza individualismului. Ok? Tu nu datorezi nimic tribului tău, tu dai cezarul ce al lui cezarul, Dumnezeu ce al lui Dumnezeu, trebuie să-i treabă la ceva și cu banii, unde investești, cum nu știu ce, cum reușești, clar că Iisus e individualist. De alt punct de vedere, Iisus este foarte clar împotriva ierarhiei bisericești, dar și împotriva ierarhiei politice. Spuneți lui Irod, vulpi aceleia. Hai mă puțin, așa vorbește de Irod. Lui Pilat, n-ai avea nicio putere dacă nu s-ar fi dat de sus. Deci Iisus nu acceptă ierarhiile piramidale în societate. Mai mari aceste lumi stăpânesc peste ei și oamenii îi numesc binefăcător. Între voi să nu fie așa. Nu? Deci sub aspect social, Iisus este un egalitarian. Dar individualiști, mi se pare că asta e societatea ideală. Adică eu cred că e bine să fim individualiști. Repet, n-am spus nici egoist, nici altruist. Da? Deci, nu are legătură cu egoismul sau altruismul. Să fii individualist. Da? Adică să nu fii oaie într-o turmă, să fii tu însuți, dar în același timp, cred că trebuie să iei în jur la ceilalți membri ai societății și să nu te ridici singur în societatea în urmă. Aici, dacă mai dai voie, cred că e diferența între etica protestantă și Evanghelia prosperității despre care a întrebat Anca. Aici e mare diferență. Etica protestantă implica faptul că omul care a făcut bani, când mergea la biserică, el nu dă doar bani la biserică. Omul care a făcut bani, de multe ori când mergea la biserică, dacă era banchet, îl întrebau membrii bisericii, stai menele, ce faci tu cu interesul, cu rata de interes? Adică, cum faci tu afaceri la noi în oraș? Da? Cum mărești tu prețurile? Era judecat de membrii bisericii. Asta arată Max Weber în cartea lui Protestantismul și sectele americane, un eseu foarte superb al Max Weber. Bun. Deci, în etica protestantă, milionarul, că atunci nu erau miliardari, milionarul, întotdeauna își învăța copiii să muncească, să fie frugal, să facă economie. Deci, copiii de milionari trăiau foarte frugal, erau învățați cu economia, vara mergeau să țină un geap, așa mai departe. Și avea totdeauna o contribuție, susținea universitatea, repara drumuri, susținea dezvoltarea, mă rog, educației socială, dădea niște bani acolo, pe lângă ce dădea la biserică. Și nu dădea la biserică să facă mega church. Dădea la o biserică mică, de lemn, să aibă și acolo să funcționeze. În Evanghelia Prosperității, omul care face bani încearcă să consume cât mai mult. Vine la biserică să arate că consumă, dar în același timp el susține biserica. Nu-i pasă de nimic social. Dar el construiește o mega biserică fantastică, unde să se dea el mare și este total indiferent față de nevoile sociale. Deci aici am o mutație care s-a produs în etica protestantă care a degenerat în Evanghelia Prosperității. Și eu cred că etica protestantă vine într-adevăr de la Iisus. Anume, domnule, etica protestantă se vede și care e chestia. Eu îmi bat mintea, nu-mi pasă că m-am născut sărac, nu-mi pasă că tatăl meu a fost hingher sau știu eu ce a fost, au curățat de ce ori. Eu sunt eu fac educație, eu lucrez, eu mă ridic, da? În același timp, noi totuși de unde am plecat. Da. Și nu am fugur aristocratice și ajut și încerc să ridic. Cred că acesta a fost un aspect foarte sănătos care a ridicat vestul, care explică formidabilul decalaj între țările din nord-vestul Europei, pe de o parte, și țările din sud-estul Europei, dacă te uiți, da? Cele din sud-vest sunt pe undeva pe la mijloc, Italia și Spania. Aveți un decalaj extraordinar în civilizație, în care cele care au fost protestante au avut acest principiu. Adică, eu fac bani, eu mă lupt, dar în același timp nu uit de unde am plecat, da? Repar strada, dau bani la universitate, să țin educația sus și așa mai departe. Ridic societatea prorocului. Silviu, numai o secundă, vreau să fac un comentariu, pentru că sunt și persoane aici care nu-l cunosc pe Edi, dacă îmi permiți, Edi, să spun ceva despre tine. Sunt și eu de mic copil în biserică și îmi amintesc prin 90 și ceva, nu mai știu când te-am văzut prima dată, încurajai foarte mult persoanele care muncesc și care fac bani, ceea ce în general pastorii îi țineau mai departe. Băi, chiar dacă tot fac bani, poate că
eu știu, cine știe dacă nu fac banii și cumva prin metode neortodoxe, nu? Și tu ai fost primul pastor care am văzut că încurajai și te-am privit atunci, domne, un om cu gândire de dreapta total, până într-o zi eram, cred că, la liceu, la informatică și ai luat câțiva tineri, am fost și eu într-o seară, și ai fost la Gara de Nord. Nu știu dacă... Și atunci, în capul meu, nu mergea, mă, ce treabă oamenii săraci din Gara de Nord cu gândirea asta de a încuraja pe cel cu bani, adică ori merge cu unii, ori cu alții. Dan, tu, da, în ce parte ai luat-o de atunci? În stânga sau în dreapta? Câteodată în stânga, câteodată în dreapta. Uite, fii atent. Vreau să spun ceva. În funcția pe care am avut-o înainte, nu asta ultima, cealaltă legată de diaspora, eu sunt de dreapta. Întotdeauna am considerat că sunt de dreapta. Însă, uite, fac o declarație publică. Cele mai multe acțiuni, nu pentru mine, ci pentru românii din diaspora, le-am câștigat de la stânga. Adică cu stânga am putut să negociez mult mai deschis și când a venit dreapta, care așteptam cu nerăbdare să vină dreapta să rezolv marile probleme, dreapta a zis, da, să ne dăm pace, că avem noi alte lucruri mult mai tare acum, mai târziu. Și niciodată n-am făcut nimic cu dreapta, tot timpul am făcut cu stânga. Este un lucru acum, tu vorbești de experiența ta politică și probabil că e alt aspect, dar ce observ eu ca un tip neutru aici și care stă la distanță. Observ la data aceasta în Statele Unite, dar și în România cam același lucru. Stânga se negociază mai mult decât dreapta, fiindcă dreapta este adevărat foarte religioasă. Și nu numai în probleme religioase, are modelul religios. În religie nu faci compromis. Ăsta e adevărul pe care asta merge. Și stânga merge mai mult spre secularism. Eu sunt pro-secularism. Deci, ca pastor, sunt pentru o societate seculară. Așa cum spunea Luther. Bun, zice. Biserică e biserică, dar în afară prefer o societate umanistă, dacă e vorba, da? O societate seculară. Deci, sunt pro-secularism în societate, biserica e biserică. Asta înseamnă că puse protestantă. Problema este că dreapta la data aceasta a făcut o alianță cu biserica. Nu știu dacă liderii dreptei cred în Dumnezeu, mă doresc că cred, dar a făcut o alianță puternică cu oamenii religioși simpli și ignoranți. Și le spune, uite, ne întoarcem la Dumnezeu. Ții minte, pe primul zi, hai să împăcăm România cu Dumnezeu, ți amintești? Îl votăm pe ăsta că împacă România cu Dumnezeu și ce face? Păi bagă icoane, școală, bagă rugăciune în guvern, ce face să împace România cu Dumnezeu? Restul, alea sunt secundare, lasă-le la pace. Nu? Treaba asta, deci, aici e motivul pentru care eu resping dreapta la data aceasta. Acest discurs religios, foarte mult folosit, cu foarte multă ipocrizie, în care cad în plas oameni religios foarte ușor. În mod special în Statele Unite. Statele Unite. Europa e mai seculară, n-am mers până acolo, dar românii, vorbim de români, românii se potrivesc foarte cu americanii, priviți asta, cu americanii de clasă de jos, vreau să zic, românii se potrivesc cu ei. Adică pe românii care au venit dintr-o țară comunistă, deci dacă te gândești neoprotestanții americani, români, au fost persecutați de legionari mai întâi, după aceea de comuniști, mai puțin sălbatic decât de legionari, trebuie să te cunoaști, legionarii apar să mai sălbatic. Și acum ei vin în America și vor zice, domnule, ne vădăm un guvern care să susțină religia noastră și să-i persecute pe alții. Deci asta e. Stai, domnule, puțin, gândește, dacă vrei libertate pentru tine, trebuie să fie libertate pentru toată lumea. Că e homosexual, că e ce este, ești liber cum ești tu liber. Ori suntem toți liberi, până la urmă ajungi și tu sclav, dacă e libertatea altuia. Dar aici cred că este și naivitatea poporului care se entuziasmează de retorică religioasă, nu are cultură politică în general și votează ca să împace cu Dumnezeu, mă rog. Cine mai vorbește de Dumnezeu, ia votul. Edi, nu vreau să dau și eu cu stânga în dreapta, cum a făcut Daniel. Vreau să amintim ceva despre Bitcoin. Consider că monezile astea au viitor, pentru că am prieteni care spun, Silviu, asta e viitorul. Mie nu vine să cred. Eu cred că s-a pierdut startul pentru cei care cândva au făcut acest schimb și au cumpărat niște monede de astea, au câștigat. Iar de acum încolo nu cred că va fi ceva de viitor. Nu se va câștiga făcând acest schimb. Vreau să te întreb, pentru că tot vorbim de bani, de aur și să vorbim și de Bitcoin.
Silviu, nu știu, eu nu sunt talentat la finanțe, nu sunt chemat să dau sfatul la chestia la care nu sunt deloc talentat. Însă, cred că Bitcoin e de viitor în alt sens, nu ca investiție personală. Cred că la nivel global, criptomonedele sunt de viitor, și mai ales Bitcoinul și Ethereum, din cauza că implică o anumită decentralizare a mecanismului financiar și o independență a individului față de bancă. Aici intră iar individualismul. Tipii care folosesc blockchain pot să facă tranzacții independent de bancă, independent de guvern, să facă plăți rapide și așa mai departe. Dacă îi folosești ca investiție, aici nu știu ce să spun, pentru că cei care investesc ca să, cum ar investi într-un stock market, ca să speculeze, sunt oameni care au nas la investiții, știu când se bage bani acolo, cum se bage dincolo, eu nu sunt unul dintre ei. Cunosc oameni care știu când să cumpere Bitcoin, când să-i vândă și alții care n-au știut când să-i cumpere și când să-i vândă, știi? Deci asta e chestia de nas. Dar cred că criptomonezile au un viitor pentru că oferă o autonomie individuală față de bancă și mod de a ține banii independent de bancă, de a transfera de colo-colo independent de bancă, măcar pentru că există oameni care vor să facă tranzacții care să nu știe alții, măcar pentru asta va continua să existe și va fi probabil o regulare tot mai puternică din partea guvernelor care vor conta să elimine crima și drogurile și traficul de uman din comerțul de Bitcoin și au instrumentele să o facă, bineînțeles. Ei știu tot ce se întâmplă oricum. Dar cred că criptomoneda rămâne ca opțiune pentru chiar pentru cineva care are bani în bancă. Ca opțiune de independență totală față de orice bancă și orice guvern. Edi, îți mulțumesc pentru seara aceasta și pentru tot ce ne-ai spus. Mulțumesc la care nu mă pricep, nu mă pricep la bani deloc. Da. Vă mulțumesc la toți pentru că ați participat cu întrebări, cu prezența. Ne întâlnim vineri seara viitoare. Vă spun la revedere. La revedere. La revedere. La revedere.